Drona rusească a picat. Antena 3 CNN s-a dus în zona Ceatolchioi pentru a verifica independent informațiile transmise pe toate canalele de autoritățile ucraine. Și mergem chiar acum la fața locului la colega noastră Cătălina Smereca. Ea a obținut în exclusivitate astăzi declarația ministrului Angel Tâlvăr. Bun găsit, Cătălina, spune cât de sigură este la această oră toată acea zonă. Bună seara, bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute, toate echipele de aici au fost retrase. Noi ne aflăm în acest moment în pădurea în care au fost găsite aceste bucăți. Echipele s-au retras pentru că au fost ridicate toate rămășițele și spun că în acest moment zona este sigură. Chiar și așa, primarul din localitate spune faptul că se gândește la relocarea celor 15 persoane care locuiesc în apropierea acestei păduri, pentru că, iată, se poate întâmpla oricând o astfel de situație. Au fost aici foarte multe echipe de la MAPN, foarte mulți polițiști. Practic toată această zonă a fost încercuită după ce în această dimineață am avut confirmarea faptului că aici au fost găsite bucăți dintr-un aparat. Toate aceste bucăți au fost ridicate și în acest moment sunt cercetate într-un laborator de către cei de la MAPN pentru a vedea mai exact dacă este vorba despre o dronă rusească. Ei bine, toate aceste coordonate ne duc exact către locul indicat de către ministrul din Ucraina. Exact cum spunea el, exact același loc este și aici. Vorbim despre o zonă cu foarte multă vegetație, foarte aproape de malul Dunării. Acest aparat a căzut, ne spuneau sursele noastre din MAPN, însă nu există dovezile unei explozii. Practic, acolo au fost găsite doar câteva bucăți și în acest moment se fac cercetări pentru a vedea dacă într-adevăr a fost o explozie în aer, pentru că la sol nu există astfel de dovezi. Sigur, există cercetări în acest moment la fața locului, sunt aici verificări, pentru că trebuie să știți faptul că vor fi suplimentate toate forțele de ordine în această zonă. Spunea și primarul din localitate faptul că el cunoaște foarte bine această zonă, așa că va mai merge să caute, pentru că, spune el, aici mai trebuie făcute cercetări. Să nu uităm că sunt foarte multe drone care trec deasupra acestei localități de la începutul războiului. Oamenii ne spuneau că sunt speriați de ce se întâmplă aici și că mulți vor pleca de bunăvoie pentru că se trezesc în miezul nopții într-un zgomot infernal, casa trepidează la fiecare dronă care trece și atunci vor să scape de tot acest coșmar, un coșmar care s-a intensificat în momentul în care au apărut și aceste atacuri asupra portului din Ismail. De deasupra satului, ești nebun? Uite, uite cum se vede. Valeu! Băi! Asta deasupra satului, dă-mă! Sunt imagini filmate de locuitorii comunei Chilia, județul Tulcea. Oamenii au surprins exact momentul în care dronele rusești explodează la câțiva zeci de kilometri de casele lor. Băi, ești nebun? Nu, cred că așa se vede pe Dunăre. Drona! Se aude drona! Pregătiți-vă de bubuială. Poate se vede ceva. Mamă! Droneci au creat o adevărată controversă în spațiul public. Ministrul de Externe ucrainean a scris pe Facebook că aparatul de zbor a căzut și s-a detonat pe teritoriul României. Potrivit serviciului Gărzii de Stat a frontierei Ucrainei, noaptea trecută, în timpul unui atac masiv al Rusiei în apropiere de portul Ismail, șahtii rusești au căzut și au detonat pe teritoriul României. Aceasta este încă o confirmare a faptului că teroarea rachetelor rusești reprezintă o amenințare uriașă nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea țărilor vecine, inclusiv a statelor membre NATO. Deși președintele țării noastre a negat ieri acest lucru, realitatea din teren l-a contrazis. Ministrul Apărării a confirmat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că în urma verificărilor din zonă, în apropiere de localitatea Plauru, au fost descoperite mai multe posibile bucăți de dronă. În această zonă au fost găsite aceste bucăți de aparat? Da, în această zonă, pentru că noi am acoperit o zonă foarte mare, inclusiv zona despre care au fost discuții în spațiu public și confirm că în această zonă s-au găsit bucăți care pot fi dintr-o. Ministrul Apărării a revenit însă după ce surse guvernamentale au vorbit despre faptul că ar putea fi o dronă mai veche. Există și posibilitatea să fie echipament de mult mai multă vreme. Bună, ministru. Scopul pentru care se fac astfel de cercetări. Între timp, oamenii trăiesc cu teama că astfel de drone ar putea să cadă peste casele lor. S-a zguduit și patul,
deci tot, s-a zguduit foarte tare aia, nu știu. Acum că a căzut pe teritoriul nostru, că a căzut pe teritoriul lor, nu știu, dar... Dumneavoastră ați văzut totul atât de bine? Adică ați știut și câte... N-am văzut, dar l-am auzit. Când e bombardament, sigur că este spaimă. Nu se știe ce se întâmplă. Bucățile de dronă urmează să fie expertizate în laboratoarele MAPN pentru a se stabili cu exactitate data la care au fost detonate.